găsit, doamnelor și domnilor, sunt Rodica Roseșanu și vă invit să urmăriți talk show-ul Interes Direct. Proiectul mansardelor, pornit la începutul anilor 2000, oferea posibilitatea de a repara acoperișurile și scările blocurilor construite la sfârșitul secolului trecut. Aceste apartamente sunt o soluție și pentru cei care își doresc o casă la preț rezonabil. Unele companii însă profită de această oportunitate, dublându-și profiturile grație costurilor mici de investiție. Cumpărătorii, la rândul lor, nu sunt mereu mulțumiți de procurarea acestui tip de locuințe. Despre asta discutăm împreună cu invitații noștri de astăzi, care sunt Radu Blaș, șef adjunct al Direcției Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare din cadrul primăriei. Bun găsit! Seara. Denis Mașaev, specialist principal supraveghere normativă în construcții din cadrul Serviciului Protecție Civile și Situațiilor Excepționale. Bun găsit! Bună seara! Alexei Boșneaga, șef Direcția Construcții din cadrul Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale. Bună seara! Iar alături de mine este Nicolae Ostafeciuc, expert imobiliar în ediția de astăzi. Bun găsit! Bună seara! Domnul Blaș, pentru început vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Mansarda este doar o afacere profitabilă pentru companii sau este și o soluție pentru cei care își doresc o locuință la un preț mai mic decât cel existent pe piață? De fapt, eu o să încep cu cei care, ce a spornit dumneavoastră introducerea. De fapt, era o soluție de a rezolva o întrebare, o problemă, mai bine spus, a municipiului. Deci majoritatea clădirile construite din perioada sovietică, clădirile cu regim de înălțime de 5 etaje, deci care anual, în fiecare an, Consiliul Municipal aloca foarte mulți bani pentru reparația acoperișurilor și de aceea s-a elaborat un concept și a fost aprobat de Consiliul Municipal ca să inițieze o procedură de mansardare a acestor clădiri. Respectiv că de aici pornea că trebuia să fie și un preț mai convenabil pentru cei care vor să investească în așa genuri de apartamente, ca să mai renoveze respectiv și casa scărilor, rețelele interne, amenajări, împrospătarea fațadelor, etc. La etapa actuală, credeți că acesta este un proiect reușit? De fapt, este o idee bună, clar lucru, dar depinde de mult de investitori care sunt gata să investească bani și câți bani sunt gata să investească și care să doresc profitul lor să fie. Pentru deci că se întâmplă de foarte multe ori că companiile mizează mai mult pe profit decât pe calitatea deci construcției. Când dăm seama bine, pentru construcții din talpă, din temelii, sunt alte investiții, doar prețul unui metru pătrat este mult mai mare ca la un spațiu, un metru pătrat, la un spațiu de mansardă. Deci acolo nu sunt construite fundații, doar se face un raport de expertiză, se vede dacă vor rezista fundațiile, vor putea duce încă o sarcină a mansardei. În schimb, se renovează rețele, mă rog, materialele care se aplică acolo. Deci iese un preț mai mic. Din păcate, să vă spun, nu a fost prețul așa plănuit, de fapt, ca să fie pentru... O să discutăm și despre prețuri puțin mai târziu, pentru că nu neapărat totdeauna prețurile mansardelor sunt mai mici decât ale apartamentelor obișnuite. Care sunt condițiile pentru a obține o autorizație de construcție a mansardelor? Pentru că ați vorbit despre faptul că investitorii nu neapărat totdeauna își îndeplinesc... Deci noi în municipiu Chișinău avem blocuri care sunt la asociații de locatari, cooperative de construcție a locuințelor și avem blocuri de locuit la întreprinderea municipală, adică în gestiunea Direcției Generale Locativ Comunale. Deci în cazul unde este gestionar APLP sau CCL, acolo se face un contract cu investitorul, singuri locatarii își au aleșii lor care fac o adunare, un investitor care își dorește să investească în casa lor, se întocmește contractul, după care, în mod stabilit, se adresează către administrația publică locală pentru a primi certificat de urbanism la proiectare. Având anexat la cerere, clar lucru, raportul de expertiză,
actele și confirmă că e gestionarul care întreține blocul, contractul și se eliberează certificatul, pe care procede la proiectare. Iarăși, din nou, se angajează o firmă de proiectare licențiată care activează în baza normativilor, se elaborează un proiect, se avizează respectiv cu toate serviciile, cu toate instanțele, până ajungi la momentul de a primi și autorizația de a executa lucrările de construcție. Domnul Mașaev, mansardele sunt construite pe acoperișele blocurilor din anii 70-80. Cât de sigure sunt aceste construcții? Dacă să vorbim la general, situația care o avem la moment, în urma evaluării riscurilor de incendiu care a fost petrecută recent și a fost inițiată ca urmare a acelui incendiu produs la data de 1 mai în sectorul botanic pe strada Independenței 10-2, am constatat într-adevăr o mulțime de încălcări, necorespunderi la exigențe funcționale și în special la exigențe cei siguranță la foc. Mansardele, în genere, dacă sunt concepute corect, sunt niște locuințe sigure. Însă este necesar ca să asigure acele exigențe funcționale, obligatorii, stabilite de legea privind calitatea în construcție. De ce nu a fost, ați pomenit despre acest caz tragic din luna mai, de ce nu au fost depistate aceste încălcări mai devreme sau până atunci? Această mansardă a primit certificatul, când a fost dată în exploatare. Da, a primit certificatul de urbanism în 2009 și a fost recepționată deja final în 2010. Pe atunci, în anul 2009 și în 2010, funcționa oficial o normativă în acest caz, codul practic C0103-2004, proiectarea și construcția mansardelor. Urmare celui incendiu produs în 2010 în sectorul Buicani, pe strada Angelu Păduraru, Serviciul Protecției Civile, organul supraveghere de stat, a înaintat în adresa Organului Național de Dirijare în Construcții propuneri privind modificarea celui normativ, dat fiind faptului că s-a dovedit că nu este suficient de sigur în domeniul apărării împotriva incendiilor. Și ca urmare, acea mansardă de la Botanica care a luat loc și care a fost mistuită de flăcări, a fost proiectată și recepționată în baza celui normativ care, cum ne-am expus anterior, nu corespunde exigențelor funcționale. Dar iată, aceste încălcări care le-ați constatat recent, din datele dumneavoastră, mai mult de 70% din mansardele construite nu corespund cerințelor de siguranță. Atunci, în cazul acestor mansarde, au toate autorizații, au fost toate date în exploatare sau sunt care încă nu au fost date în exploatare? Avem un număr total de 139 de mansarde în Republica Moldova. 61 din ele sunt în proces de construcție, adică au statut de șantier de construcție. Restul, 70, sunt deja date în exploatare, iar 8 sunt locuite, dar nu sunt date în exploatare. Încălcările au fost constatate la cele date deja în exploatare sau la cele care la toate. Încă... La toate. Însă avem niște greutăți la efectuarea celor controle menționate de dumneavoastră, deoarece spațiul locativ, conform Constituției, este inviolabil. Și nu întotdeauna, dacă nu avem acceptul proprietarului, nu putem să facem acele controle, supraveghere de stat, în vederea evaluării riscului de incendiu. Dar plus la toate, mai avem situații când asociația care gestionează blocul locativ nu ne oferă acces în acele poduri, în cerdacuri tehnice. Sunt deficiențe caz la caz, adică avem... Păi nu este situația în felul următor, până a fi dată în exploatare o construcție, trebuie să primească autorizații din partea tuturor organelor? În conformitate cu regulamentul cu privire la recepția construcțiilor și instalațiilor aferente, organele supraveghere de stat a măsurilor contra incendiile participă în comisiile de recepție, eliberează acel aviz de privind recepția finală a construcției. Și, la drept vorbind, la stadia de recepție, nu sunt încălcări, dar, știți, să vorbim la general, ce este un sistem de asigurare a apărării împotriva incendiilor. Este un sistem compus din 3 subsisteme. Să vorbim despre un sistem de prevenire, un subsistem de prevenire, subsistemul de apărare împotriva incendiilor și un complex de măsuri tehnico-organizatorice care ar asigura funcționalitatea celorlalte 2. Și aici mai avem și factorul social, unde avem proprietarul, este
persoana fizică care locuiește și depinde de toți, și de locatarii care locuiesc și de gestionarea acestor blocuri. Domnul Boșneagă, cum se întâmplă că sunt date în exploatare aceste mansarde de locuințe, iar ulterior se depistează încălcări? Inițial aș vrea să menționez că construcția mansardei e fix aceeași construcție ca și orice construcție și ea trebuie să fie executată, să îndeplinească cerințele de calitate ca și toate celelalte construcții. Cerințele de calitate sunt stabilite prin legea 721 privind calitatea în construcție. Ca tare normativă, acesta la care s-a referit colegul, un cod practic, elaborat și aprobat în 2004, în perioada când nu era, spunem așa, volume mare de mansarde. Dar vreau să spun, atunci au apărut necesitatea, deoarece au apărut aceste mansarde. Puțin. Dar reglementările în construcție sunt o mulțime de normative în construcție care stabilesc cerințe față de calitate, inclusiv și mansarde care au fost legea privind, cer scuze, normativă în construcție privind construcții locative, unde sunt menționate cerințe față de la proiectarea mansardelor, cerințe de calitate. Luând în considerație problema de ultimul timp și cerințele foarte mari puse asupra și atenția societății asupra acestor mansarde, acum de către minister a fost elaborat un normativ nou, un proiect de normativ, prin proiectarea și construcția mansardelor la construcțiile civile. De ce la civile? Înainte, aș vrea să menționez că acest normativ stabilea cerințe numai pentru construcția mansardelor la blocuri locative. Dar noi știm că în toți acești ani mansarde se realizau și la construcții administrative, publice, școli. Se amenajau astfel de spații. Vorbind de mansarde, sunt câteva tipuri de mansarde. Este amenajarea mansardei prin supraetajare la blocuri, la construcțiile civile. Sunt mansarde care se realizează odată cu construcția și se proiectează. Și sunt mansarde care se amenajează în podurile existente sau cerdac, în spațiu existent. Mai mult astfel de mansarde se realizează în zona istorică, la monumente de importanță istorică. Despre... Și, Catar, da. Domnul Stafeciuc, vreau să vă întreb, dumneavoastră ați menționat despre cadrul legal. Cadrul legal actual, normativele care există în construcție, sunt suficient de sigure pentru... Să vă spun, eu nu sunt expert în domeniu, ca să spun cât normele care sunt în momentul de față apără interesele celor care cumpără, dar eu vreau să divizez această problemă la trei componenți care există în acest lanț de construcție. Este primul investitor sau firma de construcție care interesul ei este simplu, de a primi un profit cât mai mare. Asta înseamnă că este adevărat, pentru că este un business, fiecare încearcă să obțină profit maximal. Dar cadrul legal, în general, în construcții... Acesta este a doua problemă, cadrul legal, asta este problema statului, care și-a format acest cadru legal sau aceste norme care, prin inspecțiile care sunt, prin funcționare care lucrează pentru stat, îi impune pe constructori ca să nu facă acoperișul de paie, dar să facă acoperișul care coincide normelor sau îi pune să respecte aceste norme. Printre altele, funcționarii care îi impun, sunt angajați pur și simplu de tot poporul sau primesc bani din banii, spunem, din impozitele care noi le dăm. De aceea, a lor este cea mai mare greșeală în momentul de față sau se poate de spus că nu a fost executate după normele care existau. E posibil că au fost existate după normele, că din cele spuse riesă că normele au întârziat sau nu au fost atât de bine implantate în acest sistem, deoarece nu se cunoștea toate faptele. Nu se cunoștea faptul că dacă, spunem, ei ai făcut mansarda din material
care arde, spunem așa, și dacă s-a aprins într-un colț, el trebuie să marcă până la alt colț. Asta este evident, spunem, pentru fiecare om cu minte trează, înțelege că dacă arde tot acoperișul, e greu de făcut secții, spunem, sau de alt secționa. Într-un apartament, dacă este incendiu, a ars apartamentul, pereți, însă totuși, mai departe, cărămida sau ce este, nu permite focului să treacă în apartamentele vecine. Dar aici trece cam peste tot, spunem, și foarte repede. De aceea, aceasta s-a aflat numai după incendiu de pe Independenții și a fost mai, nu a avut așa de mare rezonanță, incendiu de pe Păduraru. Acum, cred că o să fie respectate mai strict, sau o să fie normele făcute mai stricte și mai mare atenție o să se atragă la respectarea acestor norme. Domnul Blaș, de ce totuși calitatea diferă atât de mult? Cerințele sunt unice pentru toți constructorii sau... Cum se primește că cineva construiește și este calitativ, iar altcineva... Deci normele sunt unice pentru toți. Pe aceleași norme, fiecare investitor este obligat să construiască, să proiecteze, să construiască. Cum se primește până la urmă că cineva construiește corect, iar altcineva nu? Dar colegul a spus mai devreme că atunci și proiectul care era făcut la cazul de care vorbim, deci era făcut cu respectarea normativului de atunci. Într-adevăr, a fost recepția finală, a fost avizele de la toate instituțiile. Deci este și altă problemă. Eu, de fapt, n-am participat la grupul ăsta de lucru care a investigat cazul, dar cel puțin eu am fost sus acolo și am studiat bine proiectul, m-am uitat. Deci, însăși locatarii care locuiau cu proprietarii de apartamente, anume, ce vreau să spun, că toate intervențiile care se fac neautorizate de către locatari, atât duc și la situații de genul ăsta. Pentru că masarda era proiectată într-așa mod că avea deasupra și un cerdac, care nu trebuia să fie funcțional ca spațiu de locuit sau de bara sau altceva ce au mai făcut ei acolo. Însă și ei și-au permis să facă chestiile date, s-au făcut intervenții și în sistemul de electricitate, care de fapt și-a provocat chestia dată, că s-a răspândit focul. Domnul Blaș, recent primăria Chișinăului a anulat mai multe autorizații de construcții de la începutul lunii mai, după ce a fost acel caz. Cei care construiesc mansarde, acele vor trebui să obțină alte autorizații sau construcțiile sunt stopate permanent? Care este situația acum? Vor trebui să obțină din nou autorizații? De fapt, ele nu au fost anulate, dar prin o dispoziție a viceprimarului domnul Gorzavu, deci ele au fost suspendate și format o comisie pentru a examina fiecare obiectiv în parte, cele care sunt în fază de construcție. Deci, un alt număr de de mansarde care sunt la faza de proiectare sau deja sunt proiectate, urmau doar să primească autorizații de construcție, deci, la fel, s-a suspendat eliberarea autorizațiilor până nu va fi revizuită documentația de proiect, adică s-a solicitat direct prin dispoziție să fie făcut verificarea proiectului de către Agenție de Verificare și Expertizare a Proiectelor, ce stă pe lângă Ministerul de Construcții, la domnul Verstiuc. Dacă adică o să fie această verificare, mai departe, respectiv, se va elibera autorizație pentru demararea lucrărilor. Deci primăria nu a renunțat deocamdată la ideea construcțiilor, mansardelor. Acest proiect rămâne în vigoare, doar că a fost stopat într-un moment. Normal nu poți să renunți din cauza că a fost un incendiu sau două incendii. În toată lumea se întâmplă, chiar nu am exemple concrete acum să spun, dar... Domnul Boșneaga, reprezentanții din partea Ministerului fac parte din această comisie, cunoașteți mai multe detalii despre examinarea acestor cazuri? În comisiile acestea sunt participe din cadrul Inspecției de Stat în Construcții. Da. Eu vreau să spun referitor la acțiunile care au fost întreprinse de primărie. Aici ține de responsabilități, pentru că lucrările de proiectare se execută de către specialiști, proiectanți, atestați. Lucrările de verificare se execută de specialiști verificatori de proiecte.
Tot atestați. Tot aceleași responsabilități au verificatorii din liberi ca și verificatorii din cadrul Agenției pentru Serviciul de Verificare și Expertizare a Documentației de Proiect și Construcțiilor. Ține vorba de responsabilități. Fiecare trebuie, el, în caz de aceste încălcări, este prin comisia de testare care e în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, aceste certificate de testare se vor retrage până când și de a lua dreptul de semnătură asupra acestor documentații de proiect. Eu aș vrea să menționez, să trag atenția la o problemă. Înainte de a începe o construcție, de a iniția aceea construcție, proprietarii sau beneficiari, investitorii care intenționează să facă acei mansardare, trebuie să, prin experți tehnici atestați, să efectueze o expertiză tehnică a construcțiilor. În normativă acesta nou, proiectul de normativ, sunt niște cerințe mult mai severe față de cerințele, față de aceste expertize Dar tehnice. Dar, iertați că vă întrerup, aceste normative vor fi aplicate pentru construcțiile care deja au demarat, vor trebui să se conformeze care deja au început construcțiile sau vor fi această normativă va fi valabilă doar pentru cei care vor iniția pe viitor construcții? Din data aprobării acestui normativ, dar eu vreau să spun că aceste cerințe nu au apărut pur și simplu, ele și-au existat și anterior prin regulament privind efectuarea expertizei tehnice la toate tipurile de construcție aprobată prin hotărâre de guvern. Pur și simplu, pentru astfel de construcții ca mansarde, au fost selectate de acolo cerințe speciale pentru efectuarea mansardelor la construcțiile existente. Domnul Moșneaca, mai mult despre aceste cerințe severe despre care ați menționat, discutăm după o scurtă pauză. Doamnelor și domnilor, am revenit în cadrul talk show-ului Interes Direct. Domnul Boșneaga, vreau să faceți mai multe specificări referitor la modificările normative care urmează să fie introduse. Iată, ați spus că vor fi mai severe. Vor fi mai severe. Unele de acum sunt în vigoare, care prin ordinul Ministerului din 2011 au fost incluse modificări la codul practic menționat privind proiectarea mansardelor. Aceste cerințe sunt incluse și în proiectul de normativ nou și sunt mai multe cerințe față de siguranță și în exploatare, față de igienă și securitatea mediului, interior și în exteriorul construcțiilor, cerințe față de propagarea zgomotului. Sunt foarte multe cerințe care sunt și acest normativ este și armonizat și cu unele cerințe Uniunii Europene, care sunt prin directivele respective. În acele cerințe sunt și cerințe de design ale mansardelor, cum ar trebui să arate? Da, iată în proiectul acest nou de normativ, deoarece sunt foarte mari discuții de ce au fost incluse astfel de prevedere, ține de amplasarea mobilă în interiorul apartamentelor și altor încăperi. Asta este de o importanță foarte mare, deoarece ține de securitatea celor care vor locui sau vor activa în aceste încăperi. Pentru că noi știm că mansarda care deosebirea de un etaj obișnuit. Când la nivelul peretelui este limitată de un acoperiș în pante, când la nivelul peretelui înălțimea nu va depăși 1,60 m. Este clar că sunt niște, dar în la coamă poate să ajungă și la în încăperea aceea înălțimea de 45 m. Sunt niște cerințe speciale față, nu numai de este față de
designerii au o libertate foarte mare de a proiecta aceste încăperi, de a prevedea acolo. Dar atunci când aceste proiecte se acceptă, când sunt oferite certificatele de autorizare, se ține cont și de aspectul construcțiilor, domnul Blaș? Sau asta rămâne doar la discreția? Nu se ține cont de aspectul construcției, clar lucru, sunt cele patru regime care le avem în certificatul de urbanism. Avem regimul 4, urbanism, unde este, pentru fiecare obiectiv, să descrie ce coeficient trebuie să ocupe din teritoriu, ce coeficient din coeficientul de densitate a locuinței care trebuie să proiecteze, să țină cont de amenajarea acceselor pentru persoane cu dizabilități, amenajări, deci iluminat, tot așa mai departe. Partea tehnică de pentru că arhitectura, însăși, arhitectura clădirii rămâne pe seama arhitectului care a învățat pentru asta ca să creeze. Dar cât de corect este acest lucru? Pentru că dacă vrem să avem un oraș frumos european, ar trebui să se țină cont și de aspectul clădirilor. Pentru că ne vom trezi peste noapte cu o mulțime de construcții. Deci, prin aceasta, numai ce domnul colegă a spus, că și în normativ este clar stipulat. Pentru că mansarda este clar că e o mansardă, e un spațiu format în volumul acoperișului. Deci deja el este în pantă, deci nu trebuie să depășească de la pereții exteriori înălțimea până la începerea patiei 1,60 m. Astea deja sunt niște reglementări pentru arhitect ca să creeze deasupra unei clădiri existente un volum arhitectural cu aspect de mansardă, cu geamuri de mansardă, cu frontoane, etc. Adică, mă rog, deja ca culoare, fiecare arhitect poate să propună. Dar foarte mulți dintre locatarii acestor blocuri își fac griji de faptul că nu sunt sigure aceste construcții și, dimpotrivă, influențează negativ siguranța blocului, adică devin mai invencibile la cutremure sau alte calamități. Vedeți că la fiecare caz, investitorii, gestionarii la aceste clădiri care vor să le măsardeze, în prima etapă ce se face, se face un raport de expertiză. Deci, caută la fundații să vadă care e starea lor, la pereți, fac descoperiri pe locuri ca să dea o concluzie care sarcină ar putea fi încărcată suplimentar. Ținând cont de corupția în sistem, de foarte multe ori expertiza poate fi pusă la îndoială. Deci eu nu cred că aici e vorba de corupție, pentru că așa specialiști nu avem mulți atestați și sunt într-adevăr oameni care trecuți prin viață, nu sunt deși tineri, și care duce o răspundere până la sfârșitul vieții. Totuși, domnul Blaș, mai mulți cetățeni care au investit în construcția mansardelor se plâng de faptul că apartamentele nu au fost construite nici după termenul de expirare, după ce a expirat termenul de finisare a construcțiilor. Aveți în vedere că nu se încadrează în termenii stabiliți care propun clienților săi. Deci eu nu pot să răspund. Normal că majoritatea cazurilor, orice investitor, la orice complex de locuință, la orice mansardă, în rare cazuri, când se încadrează în termeni stabiliți. Domnul Stefeciuc, de ce nu se încadrează în acest termen și cum rămâne cu acești oameni care nu își văd într-un final locuințele construite sau prea târziu, sau sunt cazuri în care autorizațiile sunt stopate și construcția este încetată? Știți, eu nu cunosc așa cazuri unde a fost dată clădirea exact mot-a-mot după baza contractului. Dacă e scris până la 31 ianuarie, până la 31 ianuarie să fie dată. În oarecare măsură, în baza aceea că avem un popor răbdător și, a doilea, în oarecare măsură înfricoșat, oamenii
la întârziere de la 3 până la 6 luni, practic nici nu reacționează, gândindu-se slavă Domnului că primesc, fie peste 3 sau fie peste 6 luni. Chiar începând undeva de la un an, apar oarecare vorbe că iată construcția este stopată sau nu merge după grafic. Dar așa, 3-6 luni, întotdeauna organizația de construcție are motivele sale și poate să motiveze că nu au fost vândute, că nu toți care au dat bani au dat banii după grafic și așa mai departe. Pot contesta oarecum oamenii în aceste situații? Știți, erau timpurile din 2001 până în 2007-2008 când contestarea în oarecare măsură îi aranja firma de construcție, deoarece contractele erau făcute în așa fel, undeva fixat, prețul fixat și după lei și după euro sau dolari și atât timp cât prețurile creșteau, lor le propuneau, da, bun, noi am întârziat, începând cu termenul de construcție, prețul creștea cu 30-60%, dar noi suntem de acord să vă întoarcem suma care a fost dată de la bun început. Niciun contract sau foarte puține contracte presupuneau un oarecare mod de a corecta această sumă sau de a o mări această sumă. Și aceasta a intrat undeva la persoanele, la potențialii cumpărători sau investitori, spunem așa, în sânge, că nu are rost de a desface contractul. Deci, în aceste cazuri, oamenii erau prinși într-o capcană. În cazul în care vor să-și primească locuința, trebuie ori să aștepte, ori să... Da, în cazul de față, tot în aceeași capcană au nimerit și firmele de construcție, numai că cu dânsele mai greu de a lupta. Acum fiecare, practic, care a dat bani 3 ani în urmă, unde prețul era mai ridicat, nu spunem, în jur la 25-30% față de prețul de în ziua de azi, ar fi foarte pentru el beneficiar de a desface contractul în baza aceea că nu a fost respectat termenul și o să-i întoarcă lui banii cu 30% mai mult. Și el acum își cumpără în construcția de alături cu 30% și are de acum o dată în exploatare și totodată îi rămâne oarecare sumă pentru o reparație. Dar firma spune că nu am bani, așteptați până o să vindem, atunci o să putem să vă întoarcem. Omul înțelege că de vândut cu acela preț nu o să vândă nici când, de aceea, nu, cum? Rabdă. Spunem așa, rabdă, nu cunosc eu multe cazuri unde oamenii iau atitudine și întreprind prin judecată, cu toate că sunt așa cazuri. Dar în masă ele nu sunt, pentru a primi banii înapoi, deoarece firma nu are din ce plăti. Domnul Bușnean, vreau să vă întreb, dumneavoastră, ministerul în aceste situații, cum poate reglementa? Sau cum poate eu aș vrea să menționez două probleme care au fost menționate de coleg. Prima, pentru realizarea unei construcții este necesar de acumularea sumei necesare de bani. Deoarece investitorii sunt viitorii proprietari, multe cazuri firmele de construcție, antreprenori, nu reușesc să strângă suma necesară pentru a executa etapele următoare. Altă problemă foarte esențială este vorba. Fiecare antreprenor trebuie să elaboreze un grafic privind executarea lucrării de construcție. Majoritatea firmelor nu elaborează astfel de grafic. De ce nu elaborează? Alta... Nu sunt verificate, nu pot fi sancționate, nu pot fi atenționate pentru a respecta acest regulament. Diferite pricine sunt. Motivează că astfel de construcție este limitată de timp, în timp foarte scurt, executarea, 3-4-5 luni, sau altele. Dar eu vreau să spun ce. Pentru este vorba de proiectarea. După cum am atras eu atenție, multe lucrări de proiectare nu se fac în perioada de iarnă, da? Când nu se poate de executat astfel de lucrări de construcție, dar se execută în primăvară și construcțiile încep în toamnă. Fiecare în toamnă, când se încep ploi, și fiecare companie de construcție, pentru a obține comanda aceasta de executare a lucrărilor, merge la tot felul de promisiuni. Și intrând în iarnă,
ei sunt nevoiți să stopeze lucrările cele de construcție ca să le prelungească în toamnă. Astfel încarcă înțelegerile cele care au fost inițial cu investitorii. Sunt pedepsiți pentru aceste încălcări? Există amenzi, sancțiuni? Recent de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcție a fost elaborat un ordin în 2014 privind interzicerea executării lucrării de construcție a mansardelor în perioada rece a anului. Asta ce înseamnă? Când temperatura e mai joasă de plus 5 grade. Dacă sunt conform proiectului executarea lucrării, pentru că sunt diferite volume de lucrări, mai mult de 6 luni, în documentația de proiect trebuie să fie prevăzută executarea astfel de lucrări în tranșe, în perioada de iarnă, cu includerea lucrării de conservare a lucrării de construcție executate, ca să nu fie afectați proprietarii din locuințele care acolo sunt. Și prelungirea, numai dacă o să fie încălcat prevederile acestui ordin, companiile de construcție, clar lucru că o să fie sancționate. Ce se fac atunci cei care au acoperișurile sparte și curge? Dintre aceste considerente și-a fost emis acest ordin, ca să cât mai puțin să fie afectați proprietarii. Aș vrea să mai menționez încă o chestie foarte interesantă. Înainte de a începe lucrări de construcții, de mansardare la construcțiile existente, în proiectul de normativ nou este inclus că va fi efectuat de către o comisie evaluarea stării tehnice din apartamentele asupra cărora o să fie efectuate aceste lucrări. De ce? Pentru a exclude, pentru că nefăcând astfel de lucrări, se încep și unele speculații din partea locatarilor sunt, că ei spun că iată am fost, necătând la cei că n-au fost afectați, da? Să excludem. Ei spun că iată aceste defecte au apărut în procesul de executare. Asta la ce conduce? Că antreprenorii care au contractat aceste lucrări, ei nu pot să-și îndeplinească în termenii cei stabiliți, prelungește. Sau cerințe apar suplimentare privind canalele de ventilație. E o problemă foarte serioasă. În blocurile locative existente este o problemă privind canalele de ventilație. Ele nu funcționează. În procesul de când se efectuează expertiza tehnică, se vede, nu se atrage, se scapă acest moment. Domnul și ele apar în se atrage proces. Atenție la canalele de ventilare? Este atrage, între... da. Din punct de vedere apărării împotriva incendiilor, avem cerințe și pentru canalele de ventilare. În primul rând, trebuie să asigure tirajul necesar și în acest sens am primit un demers de la Societatea Chișinău Gaz, în care ni s-au expus o listă de mansarde în care lipsește acest tiraj. Plus la toate, vorbim despre limita de rezistență la foc a construcții propriu-zise a acestor canale de ventilare, care trebuie să asigure, de regulă, o limită de rezistență la foc de jumătate de oră. Limita de rezistență la foc este caracterizată de 3 parametri. O să vedeți undeva niște inițiale REI. În cazul dat vorbim de EI 30. Ca să fie mai clar pentru toată lumea ce înseamnă R, ce înseamnă E, ce înseamnă I. R, asta este pierderea capacității portante în timp. E este pierderea capacității de integritate. Și I este pierderea capacității de termoizolare, iarăși în timp. Adică să fie clar, acest canal de ventilare, în cazul producerii unui eventual incendiu, în interior sau în exteriorul acestui canal de ventilare, trebuie să asigure cel puțin limita de rezistență la foc de jumătate de oră. Acestea sunt cerințele înaintate de către normele antiincendiare. Însă, de multe ori, reșind din faptul că la executarea lucrărilor de construcție este imposibil de a continua construcția canalului de ventilare din materiale tradiționale, acea cărămidă și materiale, așa să spunem, din punct de vedere constructiv, grele, proiectanții și constructori recurg la materialele acestea ușoare care nu asigură această limită de rezistență la foc. Și nu asigură... Și aceste materiale ușoare sunt ușor inflamabile. În multe cazuri se folosesc și materiale combustibile. Și nu se asigură în unele cazuri și ermicitatea care este necesară pentru a se asigura acel tiraj normal. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, din toate acțiunile pe care le-ați întreprins de verificare, cum au fost sancționați, în ce măsură și cine
doar cei care construiesc mansardele, adică agenții economici sau locatarii, administratorii de blocuri, cine se fac vinovați? Avem situații când mansarda este în proces de construcție, figurează ca șantier de construcții. În așa cazuri, responsabilitatea o poartă antreprenorul, adică compania de construcții care execută aceste lucrări. În cazul în care deja este exploatată, răspunderea o poartă gestionarul acestei mansarde. Și poartă răspundere în conformitate cu prevederile codului contravențional. Este articolul 358 a codului contravențional. Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor se sancționează cu amendă administrativă. Pentru persoane fizice 20 unități, pentru persoane de la 20 la 40, pentru persoane juridice cu de 10 ori mai mult, adică de la 200 la 400 de unități. După ce sunt sancționați, se conformează agenții economici la norme? De regulă se conformează, însă este nevoie, oricum, organele de supraveghere de stat efectuează anual controle și odată în an cel puțin este efectuată supraveghere repetată a riscurilor de incendiu, la care se recurg iarăși la metode de constrângere administrative pentru a se asigura apărarea împotriva incendiilor. Revenim la discuții, doamnelor și domnilor, în scurt timp după o pauză. Doamnelor și domnilor, am revenit în cadrul talk show-ului Interes Direct. Discutăm despre mansarde în ediția de astăzi. Am discutat despre siguranța clădirilor. Vreau să vă întreb și despre faptul dacă există un regulament exact privind calitatea materialelor de construcție. Domnul Blaj. Pentru că aceste construcții, mansardele, diferă de construcția inițială a blocului, deci nu pot fi utilizate aceleași materiale. Există aici o cerințe concrete privind ce materiale pot fi utilizate când construim o mansardă? De asta eu cred că putea colegul să răspundă. Să spun că astfel de reglementări există. Toate materialele de construcție care se utilizează la anumite construcții trebuie să dețină certificatul de conformitate sau agrement. Este toate, inclusiv cele importate și cele care produse la noi. Este interzis și se sancționează utilizarea materialelor care nu dețin certificate de conformitate. Totodată sunt sancționați și cei care refuză la cei care procură materiale de construcție să le prezinte și certificatul de conformitate la produse, prin care se demonstrează că fiecare material, vorbind de utilizarea materialelor la spațiile mansardate, sunt cerințe față de ce a menționat domnul de la, inclusiv și cerințe privind cerințe igienice, dețin certificate igienice. Domnul Mășaev, să respectă aceste cerințe atunci când se fac construcții? La general, că pentru orice construcție trebuie să fie respectați doi parametri de bază. Este gradul de rezistență la foc și clasa de pericol de incendiu constructiv. Gradul de rezistență la foc reflectă faptul cum se va opune construcția unui eventual incendiu, iar clasa de pericol de incendiu constructiv ne reflectă starea de propagare a unui eventual incendiu. Și gradul de rezistență la foc este determinat în baza limitei de rezistență la foc a elementelor din care este construită construcția. Iar clasa de pericol de incendiu constructiv de clasa de pericol de incendiu a elementelor constructive din care este construită această construcție. În linii generale, analizând faptul mansardării blocurilor existente, făcând o analiză vizuală, stabilim pentru construcții un grad 2 de rezistență la foc și o clasă C0 de pericol de incendiu constructiv. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că elementele portante trebuie să asigure limite de rezistență la foc de 90 de minute și clasa C0 ne spune că orice material folosit, utilizat, pentru elementele pentru care este normat acest parametru, trebuie să fie incombustibil. Vorbim despre pereții despărțitori, dintre apartamente, dintre coridor. Vorbim despre planșeul intermediar dintre etajul mansardă și pod.
despre aceste elemente de bază, vorbim că și în cazul efectuării supravegherii de stat, în cazul campaniei de prevenire a cazurilor de incendiu, s-au stabilit încălcări anume la aceste... Asta vreau să vă întreb. Cine efectuează aceste verificări, dacă sunt utilizate materialele care sunt permise? Domnul Boșneanu. Eu aș vrea să menționez că fiecare proprietar, beneficiar sau investitor va angaja un responsabil tehnic atestat. Astfel de controle proprietarul sau beneficiarul le execută prin responsabil tehnic atestat, care sunt specialiști în domeniu. Ei verifică, privind examinările, se introduc în procesul verbal privind, sunt procese verbale pentru lucrări ascunse, sunt procese verbale pentru lucrări la faze determinante. Toate construcțiile trebuie să dețină carte tehnică, unde în carte tehnică se înscrie toate controlele care se efectuează inclusiv de toate serviciile, inspecție de stat, serviciul situații excepționale, trebuie să fie menționate și obiecțiile în carte tehnică și termenul de lichidare a acestor neconformități cu informarea suplimentară sau la controlul repetat se verifică dacă au fost înlăturate obiecțiile cele. Domnul Ostefeciu, cum se întâmplă atunci că există atâtea norme de reglementare a construcțiilor, cerințe privind calitatea materialelor, dar până la urmă sunt o sumedenie de încălcări? Nu sunt inspectate... Ca și în toată viața, începând de la fiecare, spunem. Nu, eu nu socot că este numai vină celor care e organelor de control. Asta începe de la fiecare persoană de la fiecare personal. Fiecare, chiar de la momentul primirii, el vede ce primește și în oarecare măsură ar trebui nu să fie foarte bucuros că a primit măcar ceva, dar să anunțe, inclusiv aceleși... Ei au cel mai mare posibilitate de a-și inspecta însuși locuința, deoarece organele de control, după ceea ce a fost înmânate, spuneam, locuințele la persoane, cam greu să pătrundă. Trebuie să aibă oarecare motivație sau oarecare învoire ca să pătrund în apartament și să vezi acolo totul dacă coincide totul conform normelor existente. Este a doilea. Dar, din păcate, nu toți locatarii sau cei care își procură aceste apartamente, locuințe, sunt foarte competenți în construcții. Eu nu pot să spun. Iată, că eu, nu spre sunt... exemplu, nu cred că aș putea să fiu sigură că este un material acceptat sau nu? Că este ușor nivelul, inflamabil sau nu? Cum pot să aflu acest lucru? Este nivelul de cultură la noi și de educație. Problema intră aceea că, da, cum a fost subliniat anterior, la noi oamenii, cam fiecare se socoate specialist în toate domeniile și foarte rar se adresează la specialist exact în domeniul acesta, care ar putea să-l consulte, să-i spună că ceva, așa ceva se face sau nu se face. Este a doilea caz că așa ceva e făcut după norme sau nu e făcut după norme. Noi întâlnim așa proiecte făcute de om personal care spuneți, vine să te prinzi cu mâinile de cap. La noi fiecare om s-o coate specialist și are loc și modernizarea după gustul său, după ceea ce a primit. Fie că mai construiește ceva, fie că mai adaugă ceva sau fie că a pus ceva din însuși din capul său. Este a doilea și organele de control. Nu atât de munițios controlează, spunem, la darea din exploatare. Sunt cazuri când în afară din camera unde trebuie de escălit documentele, nici nu prea ies mai departe. Știm și de așa cazuri unde comisia acolo și se localizează unde a fost. Da. Calitatea mansardelor, deseori sunt cazuri în care constructorii nu își respectă promisiunile făcute de către locatarii blocurilor. Cum se adresează locatarii cu aceste probleme? Cum poate fi verificat dacă au fost îndeplinite toate cerințele față de locatari? De genul ăsta, pentru că, într-adevăr, locatarii, gestionarul, președintele casei, clar lucru, ales de locatari, a încheiat un contract cu antreprenorul. Și are careva cerințe pentru și are careva cerințe. Adică ei au, în afară de ce că ei trebuie să construiască mansarda pe clădire,
respectiv trebuie să mai fac careva lucrări în plus care pentru interesul locatarilor. S-au întâmplat cazuri când, într-adevăr, investitorii, până la urmă, încercau să ignore prevederile contractului. Probabil că nu le mai ajungeau investițiile. Vin petiții la primărie, clar, nu, când ajungem la recepția finală, noi ținem cont întotdeauna, cum spune domnul, puteți să-i obligați să-și îndeplinească aceste cerințe? Nu se iese la fața locului, nu chiar așa. Eu nu am spus. Sunt cazuri la... probabil că la o construcție, o bucătărie de vară, un sector particular, iese cineva din pretoră de sector, clar lucru, comisia e formată de mai mulți membri, dar la obiectivele, gen mansardă, blocuri, complex, mari, se iese întotdeauna la fața locului cu colegii de la situații excepționale, la centru de sănătate publică. Și atunci, clar lucru, și acele probleme ale locatarilor, spun în calcul, dacă ei au îndeplinit. Dacă nu îndeplinesc, atunci ei să faci o prescripție care să lichideze într-un termen stabilit aceste neconformități. Adică pot fi obligați să-și îndeplinească până la urmă angajamentele. În contract sunt obligați, că sunt persoane juridice care au răspundere pentru... Am vorbit despre materialele folosite în construcție, diferă de la o mansardă la alta. Cum totuși ajung aceste locuințe să coste atât de mult uneori, în alte cazuri mai ieftin, domnul Stăpiciuc? Prețul. Și de multe ori ajung să coste cât un apartament într-un bloc nou de locuit. Nu spunem așa, asta depinde. Eu nu sunt specialist ca să spun cât e semicostul unei construcții la etajul fie 5, fie 6, chiar construcții din materiale ușoare. Dar cred că nu e cu mult mai joasă decât în momentul de față construcția, spunem, la o clădire în varianta albă sau sură, care este construită într-o casă normală și care ajunge la 300, de la 300 până la 400, semicostul unui metru pătrat. Eu cred construcția în mansardă nu este cu mult mai joasă. Poate să ajungă până la 3. Agenții economici sunt scutiți de așa cheltuieli precum lotul de teren? Cerințele sunt altele exact față de gestionar. Sau... Și inițial aceste proiecte au fost pornite pentru a oferi locuințe mai accesibile pentru cei care au venituri medii mai mici. Ele nu sunt mai accesibile sau metru pătrat nu este simțitor mai ieftin decât un metru de construcție, spunem, într-o clădire normală. Dintr-o parte, dintr-un punct de vedere, asta este datorită nu undeva însuși locatarii sau gestionarii care își pun cerințele lor foarte sus. De a schimba aceea, de a moderniza sistemul de canalizare, de a moderniza, practic, cerințele de față, da, acoperișul este, spunem, gratuit, dar construcțiile care le cer locatarii, spunem așa, costă destul de mulți bani. Este a doua. Vă referiți aici la... Îmbunătățirea scării, îmbunătățirea, spunem, la totul ce se face în prejurul casei, însuși casa poate să fie, spunem așa, fasada casei îmbunătățită. Sunt diferite cerințe din partea celor care locuiesc, locatarilor din aceste. De aceea asta ridică undeva, spunem, semicostul construcțiilor mansarde. De aceea eu spun că dacă în momentul de față construcția la un metru pătrat într-o clădire normală este undeva de la 300, poate să ajungă până la 400, asta e semicostul. La mansardă, asta este 200 și ceva, nu mai jos decât... Sunt mansarde da care vând metrul pătrat da, și cu 400 și da, 500 nu, vând și cu 400. Și cu 700. Eu știu, s-au vândut. S-au vândut când era la început, dar când erau atunci, eu de asta spun că atunci promisiunile și, erau foarte mari, când erau 600, 700 până la 800 și ei aveau de unde da la locatari destul de mult profit sau destul de mult îmbunătățirea casei. În momentul de față, ei nu respectă acest contract deoarece prețurile au scăzut. Bineînțeles, au scăzut la imobil integral și acum ei nu pot să-și permită să vândă mansardă mai scump decât un metru pătrat într-o casă normală. De aceea, vânzând la nivelul de 300 de euro, ei nu au aceea rezervă de a îmbunătăți sau de a-și îndeplini promisiunile date 3 sau 2 sau 3 ani în urmă. Pentru că avem foarte puțin timp până la final, domnul Blaș, care va fi viitorul mansardelor? Va fi un proiect de succes sau credeți că va fi stopat?
pentru cei care își doresc o locuință să opteze pentru o mansardă sau să procure totuși un apartament? De fapt, eu nu pot să spun că mansardele au fost construite. Ideea mansardelor a fost ca să fie mai accesibile pentru o parte a societății care nu își permite. Autoritățile inițiale asta au anunțat când au pornit proiectul mansardelor. S-a vorbit despre reamenajarea clădirilor, dar și oferirea de locuințe la prețuri accesibile. De fapt, asta la prețuri accesibile din motiv că, într-adevăr, acolo nu se investesc bani în teren, nu se investesc bani în aducerea rețelilor până la blocul locativ, adică totul este pe loc, doar se renovează, doar se prospătează și se construiește o construcție suplimentară pe acoperiș. Deci mansardele, în fond, le acceptă doar, nu toți, sunt amatori care le place anume să locuiască la mansardă. Să spun că da, prețurile. Deci vor fi în continuare oferite autorizații pentru construcția mansardelor? Vor fi, normal că o să fie, că nu putem să oprim un proces pe motiv că... Domnul Mașe, vreau să vă întreb dumneavoastră ce trebuie realizat ca aceste construcții să fie sigure și oamenii să le procure la un preț accesibil. Este posibil acest lucru? Vorbim aici de o responsabilitate a tuturor autorităților implicate în acest proces. Începând de la primărie, care începe într-un fel, emite autorizații, certificate de urbanism și așa mai departe, de acei investitori trebuie să conștientizeze riscurile la care pot fi expuși. Și mai vorbim și despre aspectul integrării europene. De exemplu, trebuie să luăm experiența Uniunii Europene în a forma în societatea civilă o cultură a securității, care la moment ne lipsește, ne dă dovadă. Și vorbim că noi suntem deschiși, organele de supraveghere de stat, în cazul în care cineva are nevoie de o consultare, de o supraveghere, un control cu venirea la fața locului, noi suntem tot timpul la solicitarea oricăror persoane. Putem să venim... Da, domnul Boșneagă, nu mai avem mult timp, 30 de secunde, vă rog, dumneavoastră, ce sfătuiți pe oameni? Respectarea legislației și normativelor. Ignoranța niciodată nu o să ducă la bine. În asta-i. Ce ține de mansardare este o foarte bună, un moment, nu numai pentru locatari, viitorii locatari care pot obține niște spații locative în acel sector al orașului unde ei doresc, ceea ce nu poate oferi o construcție nouă. Nu sunt spații. Deci sunt și avantaje, alta este un avantaj pentru administrații locale, deoarece prin mansardare trebuie să fie efectuată și renovarea blocului cu schimbarea rețelelor inginerești, reparații, cu locuri de amenajare în terenurile cele. Domnul Stafeciuc, vă rog mult, pe scurt, viitorul care credeți? Eu cred că oricare viitor îl are, îl au mansardele, cu toate că ultimele evenimente, puțin, spunem așa, a șterbat din acele privilegii care oamenii ele au devenit mai sceptici. Oamenii au devenit mai sceptici și mai atenți față de această problemă. Problema cu incendiu, care poate să răspândească sau să ardă practic ca un chibrit în parcursul câteva minute, în oarecare măsură îi sparie. A doilea... Și poate asta îi va determina să fie mai sigur și mai să sigur, consulte mai poate prudent și persoane care sunt... Cerințele, eu cred că ar trebui oarecare reclamă. Reclama nu merge numai în privința mansardelor, reclamă în tot, ca oamenii să respecte, respectarea să începe de la fiecare om în parte, nu de să la aceste cerințe și să recunoască, să ceară respectarea și de la cei care îi înconjoare. Domnilor, vreau să vă mulțumesc pentru prezență, dragi telespectatori, atât pentru ediția de astăzi. Vă reamintesc despre pagina noastră oficială www.mbc.md. Puteți revedea acolo toate edițiile anterioare ale talk show-ului, dar și alte știri care vă interesează. Eu vă zic toate bune, pe curând!